drumul de la caza. Stai așa un pic, că trebuie să așteptăm să treacă ăsta cu căruța, ca să nu intrăm în bălți, adică. Și mai după dreapta trebuie să luăm, nu? Am, uite cum arată aici. Ce? Cum arată? Ah, sunt doi. Acesta este al doilea vlog din Giliti Island, din Indonezia, și dacă vă uitați în jur, vă minunați și vă întrebați ce oamenii ăștia deși au ales luna de miere să și-o petreacă în locuri din astea, lăsați-mă să vă fac o mică introducere. Ca un mic disclaimer, cât am fost plecați în Bahamas, ni s-a stricat o cameră video, așa că a trebuit să facem o achiziție neprevăzută și camera cu care filmăm aceste cadre este practic o cameră nouă în portofoliul nostru, cameră pentru care nu am avut microfon la noi, așa că de multe ori sunetul lasă de dorit. Și știu asta, de-aia încerc să compensez cu un voice-over acolo unde se poate, așa că vă rog să nu vă supărați și vă rog să fiți îngăduitori cu noi. Vreau să vă spun că mai există pe canalul acesta primul vlog din Giliti, pe care, dacă vreți, puteți să îl vizionați, pentru că acolo aveți mai multe imagini și cu cazarea noastră. Și apropo, e momentul să vă povestesc un pic despre insulele Gili. Ele sunt trei la număr, Giliti, Gili Menon și Gili Air. Giliti, aceasta pe care noi am ales-o, este cea mai turistică, populară pentru petreceri și nightlife și cea mai dezvoltată dintre toate trei. Asta înseamnă că peste tot o să vedeți drumuri similare cu acesta. Vă povesteam în vlogul anterior că noi ne-am cazat la Gili Tree Houses, unde ne-a plăcut foarte tare, experiența a fost foarte bună și cel puțin în ianuarie când am fost noi, prețul a fost pe măsură. Dacă vreți să vedeți cazarea în toată splendoarea ei, vă invit la vlogul anterior, pentru că acolo am făcut un tour al căsuței noastre din copac, care ne-a plăcut foarte tare, dar din nou sunetul e un pic cam sărăcăcios. Vă las videoul acesta cu drumul pe bicicletă dintr-o parte în cealaltă a insulei, practic am tăiat insula pe jumătate prin centrul ei, tocmai ca să pot să vă introduc un pic în vibe-ul insulei. Am să încep prin a spune că ne-am simțit în siguranță în orice moment, am vizitat insula în ianuarie, după cum spuneam, când este sezonul umed la ei, așa că a fost destul de gol cam peste tot, am avut plaje întregi doar pentru noi, dar dezavantajul este că din când în când mai ploua, așa că s-au făcut toate bălțile astea pe drumul pe care mergeai cu bicicleta. Localnicii sunt foarte drăguți și vor să-ți ofere cam orice îți dorești tu sau nu-ți dorești, de la bilete pentru orice tururi sau destinații, la masaj, toată lumea te invită la ei la local, trăsuri, biciclete de închiriat, practic orice îți poți imagina. Eu am fost dezamăgită că n-am văzut țestoase, deși toți localnicii se fălesc cu faptul că poți să le vezi foarte simplu chiar de pe plajă, dar Eugen a văzut la scuba diving și a fost foarte încântat. Singura zonă asfaltată de aici este faleza și mai exact asta pe care ne vedeți acum când ne plimbăm, dar nu în întregime. Noi am făcut și un tur de insulă și am văzut că nu peste tot este asfaltat. În rest, toate drumurile sunt de pământ. Ai semnal, nu vă faceți griji, ai internet, ai energie electrică, practic ai toate lucrurile astea, dar, na, pentru drumuri trebuie să te acomodezi cumva cu bicicleta sau cu trăsura, pentru că nu există vehicule motorizate aici. De asemenea, vreau să mai menționez faptul că trebuie să aveți grijă unde vă luați cazare, pentru că nu toate cazările de pe Giliti au apă dulce, atenție, pentru a face duș. Multe dintre ele au apă sărată inclusiv la toaletă. Iluminat public nu prea există, din nou doar pe faleză și doar pe o bucată din faleză, așa că toată lumea umblă cu lanterne noaptea și posibil din când în când prin junglița asta lor să te mai întâlnești cu câte un buffalo, adică o vacă. Plajele de aici sunt destul de lungi, dar înguste. Cam toate sunt amenajate și trebuie numai să faci consumație la barul care este lângă plaja respectivă. Practic n-am plătit nicăieri nimic pentru șezlong, nu știu cum este în sezon full. Nu am nimic să vă povestesc la capitolul mâncare, n-am găsit niciun deliciu culinar care să-mi fie pe sufletel. De fapt, n-am găsit așa ceva mai nicăieri prin Asia. Probabil că depinde mult de gusturi. Și vreau să vă spun în schimb că dacă vreți să faceți scuba diving, Eugen a fost foarte încântat și s-ar întoarce aici oricând pentru treaba asta. Da, așa, ca o introducere. Hai să vedem mai departe.
am plecat de la centrul de scufundări, l-am lăsat pe el să-și facă treaba și eu m-am pornit spre un loc pe plajă unde să mă așez și să stau și să fac baie și să citesc și să fac orice altceva. Timp de o oră jumate cât este el plecat, am zis să vă arăt un pic și faleza, dar vedeți că se vede și din video că oamenii te iau la vorbă oricum, oricând, de oriunde. Cred că era cam după ora 2 momentan și cam așa e vremea și cam atât de goală era de fapt insula. Într-adevăr sunt niște oameni pe plajă, dar nu foarte mulți, sincer. Apa e foarte frumoasă, după cum se vede în stânga, albastră, clară, mi-a plăcut tare mult. Și cam așa sunt toate bicicletele parcate, nu ți le fură absolut nimeni. Am ajuns și în zona de pătrăsuri, căruțe și așa mai departe și l-am așteptat să vină. Am avut parte de vreme bună până când a început să plouă. Ora 4 înseamnă că e ora la care începe ploaia. Apa asta e frumoasă și pe ploaie și pe soare. Uitați-vă numai cât de albastră este și este complet needitat, nefiltrată imaginea asta. Noi ne-am reunit, s-a întors și el de la scuba și a venit la mine pe plajă și am pornit împreună în căutare de țestoase. Eugen tocmai ce-mi spusese că a văzut 2 și eu eram super mega giga nerăbdătoare să văd și eu măcar una, dar nu s-a întâmplat treaba asta. Probabil că ar fi trebuit să mergem spre Ghilimeno, insula de la mijloc, practic, pentru că acolo au fost mai mulți oameni care au văzut țestoase la snorkel. Ce? Care? Este, da. Oricum, apa e caldă, afară e cald. Nici e cald. Mamă, dacă de rău te-ai prăjit aici. Da, mă, nu. Cu soarele. Țestoase nici azi. Eu am văzut, da. Nu că eu am văzut, adică, dar le-am văzut, știi unde? În partea aia de acolo, exact acolo, după barca asta albastră, pe colț, lângă insulița aia. După Kevin, care a rămas singur acasă. Da, exact. Spune-ne, Lisa. Ce vrei să-ți spun? Regreți că nu ești în Ghilimeno? Nu regret. De ce? Eu cred că e mișto și insula aia. Se numește Honeymoon Island, toată lumea îi zice Honeymoon. Și noi ce căutăm aici? Sunt acolo. Păi acolo trebuie să vin, iau parte. Următoarea insuliță. Leu? Mă fac lucru că se vede, dar încerc să nu te dai aici așa. Zici că statuia libertății. Dar da. Ne uităm după un loc de mâncat. Abia s-a oprit ploaia, cred că se și vede dacă te duci și tu mai spre apă. Aici îi pui bățul ăsta omului în gură. Câte... Și acum bagi mie camera în gură. Câte țestoase ai văzut? Toate, hai, da. Ce? Da. Cu 3 mai puține ca mine. Da. Și eu am văzut 3. Și eu am văzut 3. Dar da. Aici lângă Ilitri House, unde ne suntem bazați, dacă ieși prin pădure și apoi la o principală care nu pare principală,
Ajuns pe faleză, de fapt mă referam la faleză. Da. Ajuns pe faleză și dacă mai mergi un pic sunt adevărat, sunt foarte multe locuri pentru apus. Și unul dintre... Dar cum a fost comemorat de două zile în coace, mai târziu. Noi am luat cazarea pe partea asta, în primul rând, mie am luat în cazarea asta și în al doilea rând mă gândeam ce poate să fie fain pentru apus. Dar... Da, avem o lună foarte frumoasă. Am ieșit și am luat așa un pic la pas și ne-am luat așa pas în care este. Mâncare! Ne luăm la revedere de la Ghillie Tree House. Mi-a plăcut extraordinar de mult aici. Dacă aș mai veni încă o dată, cred că tot locul ăsta l-aș alege. Ne-am luat la revedere și de la oamenii care se ocupă de locul ăsta. Mergem să mai plătim niște chestii și pornim spre barcă. Ziua, hello! Hi! Cred că ăsta a fost... Thank you! Bye, thank you! Cred că ăsta a fost oficial. Ce mai fain loc în care am stat. Da. Chiar mi-a plăcut sigur. Insula, mă refer la cazarea asta. Hello. Hi. Are you? Aoleu, trebuie să ne mai primăm vreo două ore, pentru că aparent am ajuns de vreme. Ora despre care știam noi, stați așa că trece o cărță. Ora la care credeam noi că trebuie să plecăm este de fapt ora la care începe boarding. Boarding, trebuie să ajungi acolo să le arăți că ai bilet și îți dau o chestie, un badge pe care îl pui după gât, ăla, și mai plătești taxa de port, care mai costă și aia. Dar și aici și în Filipine, deci în Asia taxe de terminal, da, am plătit taxe de terminal în fiecare loc de unde am luat barcă, să plecăm într-un loc în Asia. Nu am o problemă că ăștia așa o taxă pe portul lor, am o problemă de ce nu includ în prețul biletului, da. Că oricum nu poți să iei bilet fără taxă exact. De terminal, deci am... Iată, pisica asta are zgarză. Băi, am văzut atâtea pisici cu coada tăiată aici. Multe pisici cu coada ruptă, așa că teoria mea este că și-o rupt în bătăi sau cine știe ce alte chestii. Și probabil le taie ca să nu se chinuie cu ea, așa. Bă, eu zic că sunt și mulți oameni zăpăciți care le taie aiurea. Era că sunt mulți. Unii, într-adevăr, de la noi din țară, sau de la Bulgari, nu mai știu, care tăiau poate unui câine și a fost nașpa tot timpul. Dar eu cred că se mai întâmplă așa și aici. Sunt un copii de mici care vreau să nu cred, sincer. Păi sunt prea multe. Foarte genul. Mă rog, habar n-am, știi, le-am văzut pe multe dintre ele așa. Dar în râi se arată bine, sunt grăsuțe, urlă de... nu mai auzi altceva. Păi, dar au prioritate pe insulă, când interzici câinii cu totul pe toată insula. Pentru că pisicile sunt mai curate din punctul lor de vedere. Yep. Acum mergem să căutăm un loc să ridicăm drona, dacă tot n-am avut când să facem asta zilele care au trecut. Ne-a trebuit mai multe zile aici și cred că am făcut o greșeală și cu bani, sunt doar 3 zile, dar să vedem. Aș veni să stau o săptămână aici. Pentru 10 zile de diving doar. Asta, dar e. Mulțea asta. Sta aici de puțină vreme, ne-a urlat, ne-a zbierat, s-a făcut cunoscută. A zis ea cine e șeful, păi tu erai foarte atent la dronă. Și da, asta voiam să vă arăt plin de mâțe, după cum ziceam, asta e una dintre ele, mai avem un
încă una aici frujos, doamna, n-am cum să vă arăt. Și eu se uite la voi. Ce, mă? Ce e acolo? Ce e pisă acolo? Ce e? Poate-ți dă ochiare. Nebuna. Nebuna și mai trebuie una. Am ridicat puțin drona pe aici. N-am avut timp zilele astea. Mi se pare că am fost foarte pe fugă. Și n-am avut timp să facem chestiile în tihnă așa. Pentru care cele mai multe dintre ele au fost programate tot timpul. Ce facem acum, ce facem într-o oră, ce facem două ore, la la la. Dar abia aștept să editez vlogul ăsta. Cred că o să iasă niște videouri super frumoase. Sau... Și da, ne-am așteptat pe plajă și stăm aici probabil până vine momentul să plecăm spre port. Sau până vine momentul să iau și eu cafea. Da, nu ți-ai o cafea de aici? Vrei în altă parte? Mergem în altă parte. Ah, uite și pe cealaltă. Hotel. Și pe cealaltă mâță. Deci, tu a cui ești, bă? Următoarea destinație, pentru că ne-am cam răzândit cu zilele și am vrea să stăm o zi sau două în minus, dar nu ne răspunde nimeni, să vedem dacă reușim. Eu fereastră deasupra mea și mă îmi obturează faza aici în cameră, nu știu dacă apucați mă vedeți, dar mai avem jumătate de oră de stat aici. Nu te-a răspuns, nu te-a răspuns nici pe bucă, nici pe încerc. La telefon nu a răspuns, dar nu s-ar putea înțeles.